Bine v-am regăsit la Poezie și Creație. Sunt Loreta Popa și reprezint cu bucurie și mândrie Muzeul Național al Literaturii Române. Sunt foarte bucuroasă că alături de noi se află actorul Teatrului Național din București, Lari Georgescu. Îți mulțumesc din suflet că ai venit. Și eu că m-ai chemat. E mare lucru. Profit de această perioadă, știi de ce? Pentru că îmi dau seama că dacă nu era pandemie, nu apucam să mă întâlnesc cu niciunul dintre voi, pentru că sunteți extrem de ocupați. Mm-hmm. Alergați între evenimente, între spectacole. Poți să spun sincer că dacă m-ai fi chemat, tu mi-aș fi făcut. Mulțumesc. Deci aș fi totuși o jumătate de oră să stăm de vorbă, aș fi făcut cumva. Mulțumesc din suflet. Nici nu mi-aduc aminte prima dată. Ba da, mi-amintesc, te-am văzut în Moftul Român. Prima dată? Prima dată te-am văzut în Moftul Român. Era undeva la teatrul acela mic. Minion, da. Minion, da, atunci care nu mai văzut. E, din păcate. Nu mai este, sigur. Da. Dar acolo am văzut cum reușești să duci la bun sfârșit un text al lui Caragiale absolut minunat. Aproape fără să îți tragi răsuflarea. E complicat. Treci de la o stare la alta. E așa. Asta mi se pare extraordinar. Și apoi te-am văzut în Pescărușul și apoi te-am văzut în alt spectacol. Și am ajuns, bineînțeles, dacă este să amintesc de roluri, ultimul dintre spectacolele în care te-am văzut este Iona, care e absolut superb. Sărmâna. Și unde face un rol minunat și unde, nu știu ce să-ți spun, ești minunat în rolul acela. Asta apropo de autori români. Da. Ai plecat de la Caragiale și ai ajuns la Marin Sorescu. Da. Auzi, eu să te întreb ceva care nu are legătură cu discuția noastră. Ce e la gâtul tău? Știi ce e aici? Este apă din Iordan. Ah, frumos. Da, arată foarte bine. Acum văd. Țin foarte tare la el. Știi de ce? Pentru că îl am din Israel, adus de o prietenă a fratelui meu, care era soprană și a plecat cu corul radio acolo. Și când s-a întors, mi-a făcut acest cadou, iar ea, din păcate, nu mai este printre noi. Pentru că vorbesc despre Roxana Priban, celebra noastră soprană, care știe foarte bine ce poveste de viață tristă a avut. Și îl port cu bucurie și cu drag. E foarte frumos. Foarte frumos. Scuză-mă. Da, vorbeam de Caragiale și de Marin Sorescu, că ai plecat la Caragiale și ai ajuns la Marin Sorescu. Amândoi foarte dragi mie. Marin Sorescu îl resimt mai puternic pentru că e oltean și că există un orgoliu, sau nu știu dacă orgoliu, există o voluptate a fi oltean, a oamenilor care sunt născuți acolo. Și de ce acum îmi dau seama de ce tot l-ai citat tu pe Horațiu Mălele, pentru că da, și el tot oltean, da. Înainte de a începe înregistrarea, am vorbit despre Horațiu Mălele și despre ce recită el, care recită absolut extraordinar. Da, el e de partea poeziei și asta pe mine mă bucură foarte tare. Pentru că nu... Despre poezie nu prea se vorbește, nu știu că se sesizez, nu e... Da, e un subiect pe care oamenii le evită și pentru că poezia presupune și mai mult decât lectura propriu-zisă. Recunoașterea sensibilității până la urmă. Da, nu? Da. E o chestie care ține de introspecție, e o chestie care ține de profunzime, nu este ceva care să apară, este ca și gustul care se educă. Mai nou a început să-mi placă să mănânc iute și mi era atât de greu să mănânc iute și acum aș mânca tot timpul ceva iute și probabil că am vrut să văd pentru că nu înțelegeam cum oamenii pot să mănânce lucruri iuți și încet încet am deprins chestia asta. Cred că așa este și cu poezia. Acum dacă ai aplecare să încerci să înțelegi despre ce e vorba și care este treaba cu ea, poți să devii dependent, cum cred că și eu sunt dependent de asta. Da, și eu sunt dependentă. Eu citesc poezie aproape zilnic. Bine, și prin natura profesiei, dar și pentru că simt să citesc, simt să mă prind acolo în mrejele acestei magii, nici nu știu cum să o numesc, pentru că pentru mine poezia asta e magie. Da, e magie, pentru că poezia are puterea să deschidă și nu să definească. Exact. Culmea, că ea nu definește, ea nu bagă într-o pătrățică, nu bagă într-o cutie, ea deschide perspectivele. Acum, nu știu, noi probabil acum o să vorbim pentru oamenii cărora și lor le plac poezia. Mi-ar plăcea poate să ne întâlnim o dată și să facem o provocare, să încercăm să-i facem pe oameni să se apropie de poezie, oameni care nu sunt neapărat apropiați de poezie. Da, s-a creat oarecum aici în...
în Muzeul Național Literaturii Române, mai ales de când s-a redeschis în zona aceasta din spatele Bisericii Albe, s-a creat un spațiu al culturii, o insulă de cultură, dacă vrei să-i spui așa, pentru că, să știi, nu a fost ușor, a fost o muncă, apropo de gustul care se educă, știi? Am tot invitat oamenii și tot le-am arătat că se poate și că există un spațiu unde ei pot găsi în permanență ori o expoziție, ori un spectacol de teatru, ori o lansare de carte, ori un concert, ori o proiecție de film, așa cum am avut și anul acesta. Și iată că se poate. Deci oamenii, în clipa în care le oferi, ei știu că vor găsi și vin aici. Adevărul e că despre asta n-am apucat să vorbesc și mă bucur că dacă tot ne înregistrăm acum, trebuie să le spun și oamenilor că este un spațiu absolut extraordinar. Adică îmi place la nebunie. Mi-a plăcut de când am pășit prima dată. Mi-a aduc aminte acum un an sau doi, cred că m-a invitat să joc Moftul Român sus în pod. În Mansardă, sigur. Și fiecare încăpere este... are un design al ei și se vede că are o temă și o tematică și e făcut totul renovat și cu foarte mult bun gust. Și mi se pare că și locul unde se află e foarte bun. Da, este o casă ridicată la 1905, aparținut familiei general Mavro Cortat și se afla în apropiere de Palatul Regal și cred că asta spune tot. Păi asta e. Dar să știi că există o energie aici. Nu vorbesc că întâmplă. Și tu ai simțit-o în mansardă mai ales. Dar există o energie specială. Chiar cred că energia acestui loc are legătură cu tot ceea ce înseamnă cultura. Simt prin toți porii chestia asta. Mi-aduc aminte de spectacolul pe care tu l-ai avut la noi în mansardă. Era Moftul Român al lui Caragiale și să știi că, nu știu dacă ți-am spus până acum, dar spectatorii mi-au spus, de ce nu-l mai aduceți? Mai aduceți-l, vă rugăm frumos. Aș mai fi venit. Se apropie ianuarie, deci sunt ferm convinsă că spațiile se vor redeschide publicului și cine știe, poate chiar se va întâmpla lucrul acesta. Să te audă Dumnezeu, ar fi minunat să se redeschide. Sunt evenimente care nu pot fi, nu se pot, cum să spun eu, peste care nu se poate așeza un echer. Deci peste oameni nu se poate așeza un echer. Relația aceasta specială, în spațiul acesta, uite, emoția care s-a creat aici, da, în timp ce noi vorbim, nu poate fi codată în așa fel încât să fie simțită de cei care ne privesc. Este imposibil, orice ar spune cineva. E adevărat. Nu? Da, emoția așa pe care tu o simți când ești pe scenă, pentru că preiei toată energia celor care te privesc, n-are cum să fie așezată în 1 și 0. E imposibil. Așa este și, de fapt, asta este și menirea profesiei actorului de teatru. Că întâlnirea aia este unică și fiecare reprezentație are valoarea ei care face ca arta să fie efemeră și care face ca spectatorul să fie prezent la un act unic atunci când e în fața actorilor, în fața unui act artistic de genul ăsta. Da, de aceea cred că se și spune că îngerul trece pe scenă pentru că pășește pe scândură sau cum e, nu mai țin. Da, coboară îngerul, așa se zice. Coboară îngerul, aia, pentru că e vorba de energia aceea specială, știi? Da, când se întâmplă lucrul acesta. Câteodată prinde o formă catarsică, de-a dreptul. Da, da, da. Am trăit câteva momente de genul acesta, chiar dacă făceam parte din public, știi? Se simte. Da, nu sunt multe, sunt rare. Dar atunci când se întâmplă, e realmente o minune. Practic este o comuniune între spectator și între actor și între ce se întâmplă pe scenă și schimbul ăsta de energii te face să îl simți și tu care ești pe scenă și joci, dar îl simți și spectatorii. Și nu se compară cu nimic. Și într-adevăr, până nu se vor deschide sălile de teatru, nu cred că o să avem parte prea curând de așa trăiri. Nu știu, dai seama, în aceste luni în care nu prea ne-am putut exprima, nu ne-am putut manifesta așa cum trebuie până la urmă, pentru că suntem oameni înainte de toate, mai ales voi, mă refer la voi actorii, eu pot să spun un lucru, am tot citit, am tot văzut, teatrul nu va muri, teatrul nu are cum să moară, este imposibil. Asta simt, prin tot sperăm. Nu pot. Nu, dar așa e, nici eu nu cred asta. Gândește-te că a trecut prin perioada aceea din Evul Mediu, unde teatrul nu a murit, da? A trecut prin perioada celor două războaie mondiale, unde, scuză-mă, dar chiar era o
Acolo chiar era vorba despre viață și moarte. Nu a murit. Așa că nici acum nu se va întâmpla lucrul acesta, oricât de tare și-ar dori cei care da, sunt... Da, observ că sunt tot felul de situații foarte ciudate. Una la Arad, la Piatra Neamț, adică se da, întâmplă niște lucruri, într-adevăr, care nu pot să te facă, nu pot să nu te facă să te miri. Adică e destul de ciudat, dar totuși poate oamenilor le va veni mintea la cap și se vor... Sau oamenilor le va veni mintea în inimă până la urmă. E frumos cum ai spus. Trebuie apropo neapărat. De poezie. Da, trebuie să ne dăm voie, să accesăm sensibilitatea, să accesăm umanitatea aceea care, cum să spun, încolțește aici, în inimă până la urmă, știi? De ce oare nu reușim să facem lucrul acesta? Eu am avut de furcă. Cred că m-am încins puțin. E foarte bine. Să spun de ce. Întotdeauna mi s-a reproșat faptul că scriu mult prea personal. Întotdeauna mi s-a atras atenția. Vai, dar tu ești mult prea sensibilă, aproape patetică. Vai, dar nu se poate, dar oamenii nu vor asta, dar nu-și doresc asta, dar tu trebuie să fii rațională, să fii cu picioarele pe... Dar vreau să plutesc, vreau să fiu aeriană, pentru că mi se pare extraordinar. De ce să nu văd frumosul și să văd urâtul? De ce să nu arăt oamenilor că se poate și așa? Și să te bucuri de viață în fiecare clipă. Mă bucur că am această foaie în care am cea mai frumoasă descriere despre tine aici. Wow. Și îmi dau seama că, citind aceste rânduri, trec prin toate spectacolele în care te-am văzut. Da. Și accesez emoția pe care eu am simțit-o atunci, da? Deci, da, iată, într-adevăr, așa se întâmplă, că pentru că le-ai scris de acolo. Sunt cu această hârtie în mână, mă face să trăiesc altceva. Asta spun tuturor celor pe care îi întâlnesc. Și de aceea mă bucur că ești aici prezent, pentru că tu, prin tot ceea ce faci pe scenă, reușești să, cum să spun, să împarți cu generozitate celor care te văd și care sunt acolo, prezenți, din ceea ce, cum să spun, te lupți, pentru că nu e ușor ceea ce faci tu acolo. La tine este, tu ești un, nu știu cum să spun, că nu e numai, este și dans, este și mișcare, da? Treci prin toate stările posibile și toată zbaterea asta ta ajunge la spectatori într-o formă la care nu toată lumea are acces. Mă refer aici că nu toți actorii reușesc să facă ceea ce faci tu. Nu știu ce să zic. Mă simt copleșit, îți spun sincer. Spun toate acestea de ce? Pentru că te-am văzut în Eine Kleine Nacht Musik. Da. În regia lui Gigi Căciuleanu și am asistat la repetiția ta de la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, fără ca tu să știi. Am aflat de curând când m-ai felicitat de ziua da, mea pe da, Facebook. Da, este foarte adevărat că ți-am scris acolo în detaliu. Dar îți spuneam, am asistat la această repetiție și atunci am înțeles toate lucrurile pe care ți le-am spus mai devreme. Pentru că nu e ușor. Că E o luptă acolo, știi? E într-adevăr o luptă și apropo de Gigi Căciuleanu, el chiar zice de foarte multe ori că dacă pentru mine este ușor ce fac, la public nu o să ajungă niciodată așa ceea ce trebuie să ajungă. Dădea un exemplu al bufonului de foarte multe ori, care el are drept calitate principală cruzimea. Cruzimea chiar și față de cel care l-a angajat, care răspunde pentru capul lui și totodată dacă nu-și pune capul la bătaie, nu mai e bufon și trebuie să fie bufon. Și cumva mersul ăsta pe linia asta subțire, pe ața asta subțire care se poate rupe, este de fapt cel mai interesant lucru în metoda lui de a face teatru. Și eu cumva am ajuns să cred în asta și să-mi însușesc lucrurile astea, dar... Cu cât trec anii și lucrând cu mai mulți regizori, mi-am dat seama că cu cât lucrurile pe care le faci le iei mai puțin în serios, cu atât ele sunt mai puțin valoroase sau mai puțin importante, pentru că este genul ăla de profesie pe care dacă o trădezi sau încerci să o păcălești, ea se va întoarce de două ori mai rău împotriva ta. Adică... Sunt muncitor și pentru că mi se pare că profesia mi-o cere și pentru că mi se pare că datele mele sunt de așa natură încât e nevoie să muncesc
ca să pot să fac lucrurile pe care le fac. Se mai poate și altfel, se poate și să fii pur și simplu genial. Și știu actori care sunt geniali, dar genialitate fără muncă este cumva... oamenii ajung să se piardă foarte ușor. Există o vorbă în teatru pe care și tu o cunoști, sunt ferm convinsă, că e nevoie de 1% talent și restul înseamnă trudă. Eu asta cred. La mine, pentru mine așa funcționează lucrurile. Acum nu știu. Da, cred că fără rigorile astea pe care ți le impune fără profesia, disciplină. Fără disciplina pe care, cred că e foarte greu să faci, să ajungi la sufletul oamenilor cum ai putea să ajungi la sufletul oamenilor atunci când ești pe scenă. Totodată sunt oameni care merg cu tine și oameni care nu merg cu tine. Adică și asta e de înțeles. Și este minunat că e așa, pentru că nu trebuie ca toată lumea să fie la diapazon cu tine. Pot să-ți confirm lucrul acesta și să spun de ce. Am văzut pe Scărușul, la invitația colegii tale și prietenii tale, Antoaneta Cojucaru, și cea care v-a invitat pe toți la laboratorul de la Teatrul Bulandra, da, cu ocazia acestui spectacol. De ce m-a invitat? Cred că era undeva într-un ianuarie, acum nici nu mai știu câți ani în urmă. Și țin minte că am participat și când am plecat, eu nu am înțeles ce mi s-a întâmplat. Deci eram atât de uluită de ceea ce vedeam, era un spectacol cu totul altfel decât tot ceea ce văzusem până atunci și am fost copleșită. Și a trebuit să treacă o zi ca să pot să înțeleg tot ceea ce voi ați oferit spectatorului. A fost incredibil. Deci a fost prima dată când m-am lovit de un astfel de... cum să spun, de feedback. Da. Înțelegi? Deci, pentru că mi-a fost imposibil să descriu ce simt atunci pe loc, după ce s-a terminat spectacolul și a trebuit să treacă o zi ca să pot să pun degetul pe ceea ce am simțit. Da. E foarte interesant, să știi, rar se întâmplă. După care, bineînțeles, participând la majoritatea spectacolelor de la Teatrul Bulandra și după aceea... Fiecare dintre voi ați avut spectacole în alte locuri și participând la ele, am înțeles că nu ați fost în această echipă la voia întâmplării. Ceva v-a legat. E adevărat. Și ceva a funcționat impecabil acolo. Acolo este un exemplu de omogenitate al echipei extraordinar. E adevărat. Și de lucru. Am lucrat foarte mult timp la spectacolul ăla. Am lucrat un an de zile, poate chiar un pic mai bine. Da, și pe vremea respectivă am avut șansa și să fim coordonați un pic și de Ducu Darie, Dumnezeu să-l ierte, și pentru mine, pentru noi toți de acolo, a fost o întâlnire minunată. Da. Este foarte adevărat că de mult contează. Uite, atingem aici o întrebare pe care voiam să ți-o pun, pentru că ai vorbit de Ducu Darie și știu că pe tine te leagă o prietenie și Miriam Răducanu și bănuiesc. Ce actor, regizor, om ai avut ca model? Acum, eu pot să spun că asta este o profesie prin care cei care sunt la început de drum, cum am fost eu, cum cred că încă sunt eu, ajung să se contamineze de câte un artist. Și contaminarea asta este între ghilimele, pentru că ajungi să aderi cumva la o filozofie de viață a artistului respectiv, ajungi să împrumuți câteodată chiar și gesturi, câteodată chiar și felul de a vorbi a persoanelor respective. Dar, de fapt, totul, cu cât trec anii, se cerne și în tine se sedimentează lucrurile care te fac pe tine să fii ceea ce ești. Și la un moment dat, foarte multe personalități artistice sau personalitățile artistice pe care le-ai întâlnit te modelează și îți dau un fel de contur și îți găsești și un drum al tău. Miriam Răducanu este probabil cel mai... să zicem, important reper pe care l-am eu în viața asta artistică de până acum. Gigi Căciuleanu este personalitatea care m-a influențat cel mai mult și cu care am lucrat cel mai mult. Am avut șansa să lucrez și cu Horatiu Măleele la două spectacole, roluri foarte mari, și Horatiu, nevrând să te învețe, de la Horatiu se fură lucruri când stai pe lângă el. Și au mai fost destul de multe persoane, cum este de pildă domnul Ion Lucian,
care, of, Doamne, care, da. De care m-am îndrăgostit fără să vreau și mi-am dat seama ce personalitate și ce lucruri minunate am putut să învăț de la el și s-au adunat și s-au pus. Să nu mai vorbesc despre actele de cultură la care am luat parte, pentru că și astea sunt foarte importante și contează. Sunt și un om care îi place foarte mult să meargă la teatru, care iubește cinematografia, pentru care imaginile sunt foarte importante, pictorii contează foarte mult, muzica este extrem de importantă și lucrurile astea le-am învățat cumva datorită doamnei Miriam Răducanu și domnului Cornel Răducanu, care m-au luat în casa lor și au avut cumva grijă de mine să învăț, să mă preocupe, să fiu tot timpul într-o permanentă căutare. Așa se face că, dacă tema de astăzi este poezia pe care ne-am ales-o, așa se face că și doamna Miriam, iubind poezia foarte mult, a lucrat cu mine un spectacol din poezii, poezii de Emil Botta, Poezia visului. Și culmea că am avut șansa să lucrez mai multe spectacole făcute din poezii. Cu Gigi Căciuleanu am lucrat L'om Dada la un moment dat. Aina Klein în act muzic este un spectacol făcut din poezii de el. Dacă ne gândim la Marin Sorescu și la Iona, în coordonarea scenică a domnului Victor Ion Frunză, Iona, după părerea mea, este un poem. E un poem, e o dramaturgie făcută din poezie. Și e plin de metafore. Metafore mai ușor accesibile oamenilor, tocmai pentru că sunt puse în gura unui pescar. Toate lucrurile astea. Câteodată când citeam textul Iona, mi se părea că nu este scris de un om, mi se părea că este scris prin omul respectiv. Așa și este. Așa și este. Prin fiecare dintre noi, într-un anumit moment, că de aceea se numește inspirație. Da, da. Asta e credința mea. Da, așa este. Mea. Asta este și a mea, să știi. Atât de frumos ai trecut prin toate spectacolele tale. Am vrut, într-adevăr, să te rog să vorbești despre poezia visului, pentru că mi s-a părut extraordinar tot ceea ce ați reușit împreună tu și doamna Miriam Răducanu acolo. Da, e foarte mult meritul ei și foarte puțin meritul meu. Și dansul este o formă a poeziei, sunt da, ferm convinsă. E dansul, despre asta vreau să vorbesc, că, de fapt, ca și structura unui poem, ca și structura asta a poeziei, dansul și el are puterea de a deschide și nu de a închide lucruri. Adică prin dans oamenii pot să înțeleagă lucruri diferite și totodată să aibă și o stare, cei care îl privesc, să aibă și o stare personală în raport cu ceea ce se întâmplă în fața lor, diferită de ceea ce se întâmplă neapărat în fața lor. Muzica iarăși are puterea asta. Și vorbeam data trecută limbaj când m-ai invitat aici. Nu? Da, e un limbaj universal. Când m-ai invitat aici, vorbeam cu doamna Nora Iuga, tema era dadaismul și nu era dadaismul, era arta. Nu, eu am vorbit despre dadaism și dumneavoastră a vorbit despre Gelunaum atunci și spunea exact același lucru. De avangardă, exact. Spunea același lucru. Spunea că toate câte te fac să îți poți imagina singur lucruri sunt mai puternice decât tot ce este concret. Asta este un pahar pentru că este un pahar și că ei se pare mult mai interesant lucrul ăsta. Asta m-a făcut să-mi dau seama că acum lucrez la un proiect care are ca fundament și ca bază exact principiul ăsta de a lăsa omul sau de a introduce omul într-o formă de a-și imagina lucruri și de a corela cu propriile lui cunoștințe și de a asocia ce se întâmplă pe scenă în raport cu propriile lui cunoștințe și în raport cu propriile lui, propriul lui bagaj cultural sau de viață, pentru că bagajul cultural și bagajul de viață ajung să fie unul și același la un moment dat. Fără doar sau poate, ascultându-te acum vorbind și mi-am dat seama că tu mori și învii pe scenă în fiecare spectacol și tu ești omul care a văzut moartea asta adevărul e că nici nu vreau să-i sperii pe oameni că lucrurile pe care le fac nu sunt așa de nelumești, sunt lucruri foarte lumești, dar ceea ce îmi place foarte mult la profesia asta este că profesia asta te ajută să intri într-o formă de conștientizare a lumescului ăsta și a dimensiunilor pe care le poate căpăta lumescul, pentru că pe lângă nevoia noastră
noastră de a mânca, de a bea, de a dormi, și astăzi doar câteva exemple, mai există și o nevoie de, dincolo de cuvinte, dincolo de acțiuni, dincolo de palpabil. Tocmai de asta există și latura spirituală a omului, tocmai de asta există și latura de meditație a omului, de introspecție, de profunzime. Tocmai de asta există arta. Tocmai de asta există arta, fără de care cred că viața și totul ar fi mult mai trist. Da, așa părerea este. Asta e ce cred eu. Poezia este o hrană spirituală, fără doar sau poate. Da, este, într-adevăr. Pentru mine este. Și pentru mine este. Da. Îmi spuneai că lucrezi acum la un proiect Da, lucrez la un proiect la Teatrul Dramaturgilor Români, cum nu am mai lucrat niciodată până acum. Da? Da, pentru că suntem coordonați de Gigi Căciuleanu de la Paris, prin Skype. Și el, practic, este cel care lucrează cu noi. Și împreună cu Alina Petrică, un alt obișnuit de-ai tăi sau de-ai Muzeului Literaturii Române, încercăm să punem în scenă un spectacol făcut din mai multe poezii concrete sau mai puțin concrete scrise de Gigi Căciuleanu. Și el a reușit să facă o dramaturgie care se numește Cartea Junglei X și cred că de la Cartea Junglei X se va naște spectacolul Jungla TV. Foarte interesant sună. Da, da, Jungla TV. Și este cumva cam și ce spune titlul că este. Este o junglă a TV-ului, a televiziunii. Doar că făcută altfel, făcută un pic diferit, un pic absurd și abstract, care îți lasă... Este o junglă care are un rege? Asta, apropo, este o junglă care are un rege și o regină, ca o tablă de șah. Foarte interesant. Da, da, este, așa este. Știu că atunci când te-am rugat să-ți alegi o poezie pentru deliciul celor care ne privesc și ne ascultă, ai spus că vrei că te oprești asupra unei poezii care îi aparține lui Gigi. Da, 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 este chiar una dintre poeziile cu care începe spectacolul. Probabil, sper că nu se supără Gigi că o să o spun acum, pentru că oricum nu fac decât să o spun, va fi cu totul interpretat altfel. Acesta da. Este farmecul poeziei, exact. Poate fi interpretat în toate modurile. Dar profit cumva de întâlnirea asta cu tine, pentru că așa se și anunță faptul că la un moment dat sper să ajungem în fața publicului cu spectacolul. Și poezia este așa. Sergentul Glonț și cu soldatul Pușcă au fost trimiși la vânătoare de pereți, la doboră de ziduri. Vreți, nu vreți, pe ceață morții toți sunt tonți, iar caii verzi, înțepeniți și violeți. Sergentul Glonț pleacă gol pușcă, soldatul pușcă ca un glonț. În frigul nopții care-i mușcă, s-a dat de gol și domnul pușcă. Sergentul Glonț nici n-are pușcă, soldatul pușcă niciun glonț. În jurul cuplului în crâng, dușmani, pereții se tot strâng. O menghină de bolovani și cărămizi, viteji cei doi, goi și livizi, striviți de vii, nici nu mai plâng. Zidiți, de piatră sunt acum. Și uite pentru ce și cum au devenit după război statuie și eroi. Sună foarte interesant. Abia aștept acest spectacol. Recunosc, da. Chiar foarte interesant. Dar câtă forță sunt e în versurile astea. Da, 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 da. Se simte de la... E cumva, această junglă TV presupune și o formă de narațiune a unor prezentatori TV. Cumva, pe undeva. N-aș vrea să vorbesc foarte mult despre asta. Nici nu trebuie. Deocamdată nu este cazul, dar v-am introdus cumva într-un crâmpei de ce urmează să fie. Îți mulțumesc da. Din suflet. Cu mare drag, mă bucur că m-ai chemat. Să ne dai această veste minunată, cum că se lucrează, iată, repetați. Nu da. E deloc puțin. Nu, pentru că foarte mult. Mi se pare important ca să existe, să continue această, abia aștept să se termine tot această nebunie și să putem să, știi cum, să lăsăm umbrelele, să lăsăm măștile, să lăsăm tot la o parte și să apărăm noi așa cum suntem noi oamenii, da, cu calitățile noastre și cu defectele noastre până la urmă, pe care eu ca un visător ce mă aflu, am sentimentul că ni le vom asuma cumva și că vom înțelege că fără întuneric lumina nu poate exista da. Și fără lumină întunericul nu are niciun fel de putere. Așa și acum ajungem cred, să ne bucurăm mai cred mult. Cred că trebuie. Înțelegem că eram mai fericiți decât sigur. Ne puteam imagina că suntem. Da. În fiecare rol pe care tu
l-ai avut pe scenă, eu am sesizat ceva foarte important. Și nu numai la tine, este foarte adevărat, dar am sesizat libertatea pe care tu o manifesti și o dezvolți și o, nu știu cum să-ți spun, mă gândeam la Penelopa, dar nu este un exemplu bun. Hai să zicem că ești un vrăjitor care pur și simplu iei visul și te joci cu el așa, știi? Și reușești să creezi libertatea aia, știi? Pe care tu, cu care tu te joci în fiecare spectacol, în fiecare rol. Și libertatea aceea ajunge la spectator și el pleacă cu ea acasă. Și înțelege cât de importantă e. Nu se poate altfel. Asta pentru că m-am gândit la lucrul acesta, spun și de ce. Pentru că înainte de Revoluție, teatrul era cea mai pură formă de revoltă. Cea mai pură formă de revoltă. Când mergeai la teatru, știi foarte clar că vei pleca acasă cu o șopârlă. Da. Că nu plecai singur, știi? Da. Și exista acea... Despre libertatea asta vorbești și tu faci același lucru. Și fiecare actor, dar la tine în mod special am sesizat asta. Prin fiecare mișcare, prin fiecare gest pe care îl faci pe scenă, se simte libertatea. Îți mulțumesc pentru cuvintele astea, sunt foarte frumoase și mă bucur că simți așa. Ca mine bănuiesc că sunt nenumărați. Doar că le este mult mai greu să se exprime. Să știi că am trăit experiența asta, mi-a spus cineva. Am încercat să scriu, la fel ca tine și n-am reușit. Mi s-a părut că este așa de ușor, dar nu e. Da, nu e. Adică nu e. La fel ca și... Deci fie că, vezi, rutina aceea de care vorbeam noi înainte de emisiune, disciplina de care vorbeam, asta este. E un exercițiu pe care îl facem cu toți în tot ceea ce facem zilnic. Așa este, într-adevăr. Nu? Este. Și nicio zi nu seamănă cu alta, chiar dacă pare că seamănă. Corect. Nu trăim o zi a cărtiței. Nu. Evident. Cum nu. Par unică... Mă rog, spun unică ar fi. Da. Îți mulțumesc din tot sufletul, Larin Cercescu, pentru după amiaza aceasta minunată. Să știi că aș fi putut să stau un pic mai mult la povești cu tine dacă n-ar fi trebuit să ajung la o repetiție imediat după întâlnirea asta. Iar eu asta. Îți mulțumesc din tot sufletul și să știi că sunt bucuroasă pentru că, iată, am reușit să te prind aici o jumătate de oră sau cât ar fi trecut, nu știu precis câte minute au trecut de când suntem împreună, dar a fost o bucurie. Și pentru mine, și îți spun sincer că dacă vrei să mă mai chem vreodată, o să vin, o să fac astfel încât să pot să vin. Mulțumesc din suflet! Și eu! Și vă mulțumesc și dumneavoastră tuturor celor care au rupt din timpul lor puțin și au asistat alături de noi la câteva versuri rostite așa cum un actor știe să o facă, la un nivel înalt și eu știu, poate v-a făcut plăcere sau dacă nu, ce să zic, vă invit și data viitoare. Mulțumim. Vă mulțumim!